Azi vreau să analizăm un om care m-a lăsat puțin confuz. Care sunt cele mai mari minciuni pe care le spun femeile? Sunt aproape toate. Când am văzut clipul ăla pe TikTok, am crezut că este cel mai misoginul pe care l-am văzut din ultima perioadă. E drept că așa sună. Și m-am uitat la clipul întreg al lui Cătălin Măruță, jucând de cel mai prost joc de ghicește dacă omul ăsta e misogin sau nu, fiind plăcut surprins de marea majoritate a podcastului, dar câteodată auzind chestii care erau absolut cretine. Nu vreau să mă înțelegeți greșit, omul este incredibil de competent, are niște chestii pe care le spune despre psihologia copilului care sunt exact cum ar trebui să fie, despre cum să încurajezi un copil, despre cum poți să-l faci să fie ok, dar în același timp zice lucruri de genul. Când bărbatul ajunge să spună te iubesc, înseamnă că deja e ratat. Așa că dacă ați văzut podcastul lui, hai să-l analizăm împreună să vedem ce a zis bine și ce nu. Mai mult, ce nu. Și dacă ar fi să caracterizăm și o femeie blondă? Vanitate. O superficialitate ușor imatură. Chestia asta m-a surprins pentru că un psihoterapeut n-ar trebui să-și dea cu părerea. Dacă ar fi să zic adevărul, ar trebui să arate un studiu psihologic care atestă chestia asta. Întrebarea mea este, există un studiu? Eu n-am găsit. A fost testate 1000 de blonde? A fost testate 1000 de brunete? S-a văzut că blondele sunt mai vanitoase? S-a repetat testul de câteva ori? Pentru că așa se face la un test normal. Cum s-a măsurat vanitatea? În vopsea pe centimetru de păr sau cum? Psihologia, dacă nu știați, este totuși o știință exactă. Nu e ușoară, dar poate fi exactă. Cum? Testezi. Exemplu clar. Fie propoziția bărbații români au penisul mare. Cum testăm asta? Măsurăm. Luăm 1000 de români aleatoriu, le măsurăm dimensiunea, adunăm toți centimetrii la un loc, împărțim la 1000 și obținem o dimensiune medie pe care o notăm cu D, care e egală cu 12,7 de centimetri. Deja a fost măsurată. Fiindcă avem un indice de țară, punem ρ lângă dimensiunea D. Facem asta cu fiecare țară din lume și obținem o dimensiune medie pe tot pământul, ăla este D planetă. Cum dimensiunea medie a României este mai mică decât dimensiunea medie a planetei, înseamnă că propoziția inițială este falsă. V-ați supărat? Asta e, adevărul doare. Nu ca bastoanele românilor. Dar da, aveți dreptate. Experimentul nu este 100% corect, pentru că am luat 1000 de oameni aleatoriu. Poate la aia 1000 le-au fost în ziua aia frig. Așa că facem testul de mai multe ori cu alte mii de persoane, 1000 dintr-un alt oraș, 1000 din alt oraș, dacă media de fiecare dată dă estimativ 1273, înseamnă că rezultatul inițial era corect. Dacă rezultatele diferă foarte mult, trebuie să corectăm rezultatele inițiale și să vedem ce măsurări au fost incorrecte. Așa funcționează orice test. De asta am fost surprins de faptul că un doctor poate să spună că blondele sunt mai vanitoase decât brunetele, întrucât nu există niciun studiu care să ateste chestia asta. Am căutat, n-am găsit, dacă ați găsit, voi puneți link în descriere ca să-mi demonstrați că n-am dreptate. Dacă ăla e adevărul, vreau să mă înșel și să avem o bază științifică corectă. Dar nu trebuie să ne bazăm pe părere. Există într-adevăr mai puține blonde în România decât brunete. Dar de ce le-ar face astea mai vanitoase? Singurul studiu pe care l-am găsit despre blonde este că ele teoretic iau cu 6 minute mai mult să se pregătească înainte să iasă din oraș. Din păcate, n-am găsit nici măcar o sursă a acestui studiu și este doar un articol care zice un studiu ne arată. Așa pot să scriu și eu. Un studiu ne arată că Andrei X este cel mai bogat om din România, dar nu vă arată niciodată un extras de cont. Deci când auziți păreri, întrebați exact de unde, ce și cum, pentru că foarte multă lume estimează căcaturi și nu le demonstrează cu nimic. Trecem peste și având în vedere că asta a fost prima mea impresie cu profesorul ăsta după ce am văzut clipul care suna foarte misogin, pot să zic că a fost destul de căcat. Mă așteptam să fie din ce în ce mai rău tot clipul. Până la minutul 18 a fost tot din ce în ce mai rău. La un moment dat Cătălin întreabă. Cum a afectat pandemia oamenii în acest an și aproape 6 luni? O întrebare pe care Cătălin o continuă cu... Ce categorie a fost mai afectată? Cea a bărbaților sau cea a femeilor? Mult mai mult bărbații. De ce? Mai multe argumente. Unul dintre ele este teritoriul mult mai vast de desfășurare al bărbatului. Bărbații au ca și teritoriu Afganistanul, planeta Marte, oceanele. Poftim? O să sărim peste exemplul la cretin cum că bărbații au ca teritoriu oceanele sau planeta Marte. Ba chiar mai mult, hai să presupunem că domnul doctor are dreptate. Există un sâmbure de adevăr în faptul că marea majoritate a masculilor dintr-o specie au teritorii mai mari decât femelele. În cazul unui pește, el, de exemplu, ar avea linia punctată și teritoriile femeilor ar fi mai mici. Problema a apărut când domnul doctor a zis asta. Când îi încui în casă pe bărbații, nu se simt pe un teritoriu, se simt într-un provizorat. E, fix acest punct este teritoriul femeii. Lingurițele din sertar cu periuțele de dinți din pahar. Coaie, tocmai ai zis că locul femeii e în bucătărie? Ok. Și foarte greu să nu te gândești că omul ăsta e misogin când auzi chestii de genul. După asta, domnul doctor s-a gândit să-mi rupă mie cap. Am citit că în această perioadă a pandemiei a apărut și a crescut foarte mult rata divorțurilor. De ce în această pandemie, dacă oamenii tot au fost nevoiți să stea mai mult timp împreună, nu au reușit să se reîndrăgostească? Principala cauza divorțului este faptul că oamenii se căsătoresc. Principala cauza a morții este că oamenii se nasc. Câtă vreme este o relație, oamenii se simt destul de frumos unul cu altul. În momentul în care se ivește conviețuirea, ea se desfășoară după alte reguli. Când încep conviețuirea, inevitabil încep să vezi defectele celuilalt de aproape. Inevitabil, din cauza că în România există de obicei o singură toaletă per apartament, te duci după acea persoană. V-a surprins?
Mai ascultați un pic. Această conviețuire explică, de exemplu, de ce frații și surorile dintr-o familie nu fac sex unul cu altul. Să mor tu! Pentru că fratele zice despre sora sa, bă, lasă, tu vezi că ce coș are pe spate, o știu foarte bine și face gafe, ca să nu spună tot felul de alte jigniri. Adică dacă folosești garnier ca să scapi de coșuri, nu o să mai scapi de frate tău? Ea spune despre el, este nesimțit, nu spală ciorapii, l-am văzut în fiecare zi, da? Stâfărească Sfântul să ai ciorapii curați, că vine sora ta peste tine și poate are coșuri și nu vrei. Că dacă ea folosește garnier, e clar că îți place. Aceste apropieri forțate în același spațiu erodează teribil ceea ce oamenii cred că ar putea să fie atracție. Bă, mă așteptam să mănânce puțin rahat, dar nu chiar în halul ăsta. Eu zic ca noi să fim maturi, așa că hai să căutăm explicația reală pe Google. Am căutat efectiv de ce frații și surorile nu sunt sexual atrași. Antropologul finlandez Edward Westmark, Eddie, a venit cu o teorie că oamenii nu sunt atrași sexual unul de altul pentru că au copilărit împreună până la 6 ani. Nu este o teorie demonstrată. Alții spun că frații nu se combină pentru că este social inacceptabil. Dar în schimb avem un studiu care ne arată că oamenii sunt atrași de persoanele care au sistem imunitar diferit. Studiu făcut de Maria de Graça, tanti din Brazilia, nu știu să-i pronunț numele, Maria de Graça, care este și profesor și cercetător într-un laborator de imunobla și histobla, și tipa a venit cu o cercetare clară. Și dacă are logică ca noi să fim atrași de persoane care au sistemul imunitar diferit, înseamnă că nu ne plac oamenii cu sistemul imunitar ca al nostru, adică familie. Și foarte normal și foarte intuitiv că dacă eu am sistemul imunitar cumva și am o parteneră care are sistemul imunitar diferit, urmașii noștri, copiii noștri o să aibă un pic de la fiecare și o să fie mai sănătoși. Lucru care nu s-a întâmplat în dinastia Habsburgilor, unde arborele lor genealogic arată ca un ciorchine de struguri. Pentru că oamenii nu voiau să împartă regatul, se căsătoreau verișori cu nepoți, cu unchi, cu de toate și au ajuns până la ultimul dintre ei să fie atât de deformat încât era invalid fizic, retardat mental, desfigurat și nici nu putea să mestece. Avea limba atât de mare încât nu putea să închidă gura ca lumea și saliva tot timpul. A murit fără urmaș la 38 de ani și cu el au dispărut toți Habsburgii, că nu mai erau, că erau toți defecți. Deci poate că motivul pentru care nu ne combinăm frați cu surori nu este pentru că avem coșuri și sau ciorap murdari, ci pentru că undeva în creierul nostru biologia zice că nu e ok. Și poate că la începuturile lumii, când existau primii oameni, aia care s-au combinat în aceeași familie au murit și n-au lăsat urmași. Deci biologia noastră știe că nu e bine. Și revenind la întrebarea domnului doctor, de ce există mai multe divorțuri? Am o teorie care nu e demonstrată. Poate că oamenii care divorțează au înțeles că de fapt sunt diferiți și că nu sunt cum și-au imaginat. N-are nicio treabă cu baia. În schimb, dacă te uiți la anii 1920 și ceva, când a fost marea criză economică din America, o să observi că în timpul crizei oamenii au rămas împreună și după criză oamenii au divorțat. La noi în țară ce s-a întâmplat? La început de pandemie au fost mai puține divorțuri și în martie, când creștea cifra de afaceri, oamenii au divorțat mai mult. Coincidență? Poate. Logic? Da. Pentru că s-a întâmplat înainte și deja tiparul a fost stabilit. N-are nicio treabă cu baia. Problema e că omul ăsta crede că deodată că știe foarte bine chestii, fără să-și mai pună întrebări pentru că le-a trăit cumva și a văzut el niște chestii. Poate că experiența lui de viață l-a făcut să creadă că aia sunt cele mai bune concluzii, dar nu sunt singurele. Până la urmă, eu sunt un tâmpit care are doar acces la internet și am găsit toate contraexemplele pentru teoriile lui în 2 ore de cercetare, cu scris de scenariu pentru clipul ăsta. Îmi place în schimb cum el zice exact în clipul lui. Marele defect al bărbaților este că au pretenția că ei știu tot. În rest, clipul lui a fost foarte ok. Când e vorba de educația copilului, omul este exact ce trebuie și a pus niște puncte foarte bine. Însă după aia zice chestii de genul. Iar cu femeile este și mai rău, pentru că ele numai că nu învață unele de la alte, dar se urăsc visceral. Sună puțin misogină propoziția asta, am încercat să văd dacă are dreptate. Există într-adevăr o teorie că bărbații au violență fizică. Ne furăm unul locul altuia de parcare, ne batem, băgăm poliția, îi batem și pe ei, ne batem pe noi, vin jandarmii, ne împușcă. Căcat, chestii fizice, trecem peste. În schimb, femeile, dacă am înțeles corect, luptă la nivel social, prin bârfe, prin povești despre caracterul nașpa al persoanei, ca să demonteze persoana de pe ierarhia socială înaltă să o ducă mai jos. De asta, când te uiți la Social Justice Warrior, un fenomen destul de nou, când cauți termenul ăla, o să vezi mai multe poze cu femei, pentru că ele sunt mai degrabă alea care
urlă online. Este doar o teorie, n-am demonstrat-o statistic, asta am observat la prima impresie. Și vreau să vă arăt faza pentru care am făcut tot clipul ăsta. Care sunt cele mai mari minciuni pe care le spun bărbații? Păi cea mai mare este te iubesc. Că bărbații nu iubesc deloc ca femeile. Deci când femeia iubește, iubește extrem de frumos. Femeia iubește și mersul bărbatului, și prezența lui, și mirosul lui, și faptele lui. Bărbatul iubește sânul stâng și sânul drept să fie amândoi acolo. Iubește fesele, picioarele. Dacă iubește fața, înseamnă că iubește pe mama lui. Poftim! Deci iubirea bărbaților este aberantă și în general este o frustrare. Când bărbatul ajunge să spună te iubesc, înseamnă că deja e ratat, pentru că e convins că acea femeie nu o să fie a lui și de aia îi spune că o iubește. Mă, nu vreau să fiu hater. O zis atâtea chestii bune omul ăsta încât vreau să-i dau o șansă. Vreau să aibă o portiță de scăpare, să nu sune ca ultimul fucking stereotipicar de pe lume. E foarte posibil ca în România să fie foarte mulți bărbați care nu iubesc cu adevărat. Dar mi se pare că ori idolatrizează femeia, ori e misogin și are faze de astea de polarizare când trece de la una la alta. Și nu poate să privească femeia ca pe un egal al bărbatului. Nu știu dacă omul ăsta nu poate să considere femeia la fel de parșivă ca un bărbat, la fel de ambițioasă ca un bărbat, la fel de rece ca un bărbat, habar n-am care e faza, pentru că o consideră ori mai bună decât un bărbat și bărbații mai proști decât femeile, ori o consideră mai nașpa. Diferențele între bărbați și femei sunt statistic foarte, foarte mici. Dacă te uiți la cele 5 mari trăsături de personalitate, vezi că femeile sunt puțin mai nevrotice decât bărbații, adică se panichează mai repede, la fel și la agreabilitate. Sunt unii bărbați care sunt mult mai dezagreabili și sunt unele femei care sunt mult mai agreabile. În restul se suprapune exact. Nu înțeleg de ce trebuie să fie atât de mari diferențe la nivelul de mitologie și gen concepte că femeile nu știu cum și iubesc mai mult și mai dedicat. Dă-te bă. Și mai zice omul ăsta și chestii de genul că femeile nu înșală pentru că ele iubesc un singur bărbat. Bă, taci mă că nu știi ce vorbești. Dar de ce dracu ele n-ar fi capabile să înșele? Și apoi domn doctor mai zice încă o chestie de genul. Care sunt cele mai mari minciuni pe care le spun femeile? Sunt aproape toate. Și nu exagerez. Femeia comunică ceva prin cuvinte și bărbatul comunică ceva rațional. Ea ceva emoțional, el ceva rațional. Poate n-am înțeles bine ce vrea să zică. Poate le-am luat din context. Poate am fost atât de frapat de generalizare încât n-am înțeles care era de fapt metafora pe care voia să o prezinte omul ăsta. Dar pot să vă zic că tot ce am observat în viață este că oamenii care generalizează, fără dovezi, sunt oameni care aleg propriile lor experiențe de viață în loc de adevăr. Sper că nu e cazul, sper că mă înșel și că mai mult e de învățat, dar e păcat că încă există oameni care gândesc așa. Apoi nu-i singurul, că la cât de misogini sunt bărbații. Și am văzut foarte multe comentarii care ziceau, oh my god, cât de deștept e omul ăsta, că ar trebui să vedem cu toții. Da, sunt foarte multe informații bune pe care le spune. Dar dacă sunt niște chestii pe care le spune atât de incorrecte și lumea nu se prinde că sunt incorrecte și foarte multă lume nu este obișnuită să critique figurile de autoritate, e păcat, pentru că ajungem la dezinformare. Nu știu ce vreau să vă zic cu asta. Gândiți singuri, asta e toată ideea. Că și eu atât de defect și am atâtea probleme și am atâtea căcaturi pe care le spun pe gură și o să mă uit în 10 ani și să fiu like, nu pot să cred că am zis chestia asta, dacă mai trăiesc până atunci. Dar dacă putem să învățăm ceva cu toții din clipul ăsta, eu că l-am făcut și voi că l-ați văzut, este că nu-i bine să judecăm. Pentru că și eu dacă mă opream la 18 minute până în punctul în care a zis o grămadă de căcaturi și ignoram restul de până la o oră jumate, îl consideram pe omul ăsta cel mai mare dobitoc misogin de pe planetă. Dar nu e, e foarte capabil. Problema e că are niște chestii, niște perle pe care le scoate pe gură, care nu sunt bazate pe nicio dovadă științifică, care te fac să te zgârii pe ochi. Morala, habar n-am. Gândiți singuri. Eu mă pun să editez clipul. Ciao.